7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Astăzi vă propun un rezumat al dezbaterii din ciclul Antinostalgia privind spre viitor, care anunța drept temă de discuție idolii ciopliți, de la Gagarin la influencer. Moderatorul sau gazda acelei dezbateri este colegul nostru Iulian Ciocan, iar pe post de speaker au fost invitați Andrei Bolocan din Canada și Robert Adam din Africa de Sud, ambii cunoscuți influenceri. Și de la capăt. Din anul 72, probabil, sau 73, satul Cinișăuț, o localitate care figurează într-un hrisov al lui Ștefan cel Mare, adică vechi, tare. Și în acest sat din nordul Moldovei, în 72, a apărut o molimă, un coleg de-al meu mai mare, și a făcut pe tricou și a imprimat pe tricou portretul lui John Lennon. În 72 nimeni nici nu putea să viseze să aibă tricou, t-shirt cu imprimeu. El și-a făcut un tricou de asta și toată școala se întreba de unde a făcut el rost de acest t-shirt cu John Lennon. Și pedagogii care erau obligați să bagi în capul copiilor Comsomoliști și Boris Glavan și Pavlik Morozov erau foarte panicați că unul din gașca noastră și-a imprimat portretul lui John Lennon. Cum a ajuns în general John Lennon, Beatles, în satul Cinișăuț în anul 72, în plin comunism, cum îi spunem noi astăzi, sau socialism dezvoltat, era o enigmă. Și după ce că se cheltuiau bani, eforturi, pânzi roșii ca să bagi în capul oamenilor anumiți idole, așa cum ne spune Iulian, anumite nume, oamenii mergeau în răspăr. Tinerii mai cu seamă, nu știu de unde îi luau. Admitem că Vysotsky venea pe o filieră rusească, dar John Lennon, Beatles, evident că pe calea undelor de radio, de la vocile străine, occidentale, da, inclusiv de la Europa Liberă, la care eu astăzi am marea onoare să lucrez și dumneavoastră aveți onoarea, plăcerea și utilitatea să ascultați, să vedeți acest post de radio care, iată, de 2 ani face această dezbatere antinostalgia privind spre viitor. Îi mulțumesc lui Vasile Botnaru, un prefațător și participant permanent al dezbaterilor noastre. Eu acum îi salut pe Andrei Bolocan și pe Robert Adam. Bună ziua, bun găsit! Am impresia că va fi o dezbatere care va exprima cel mai bine ideea de globalizare, pentru că Robert Adam se află în sudul continentului african, pe când Andrei Bolocan acum e în Canada. Eu la început vreau să vă întreb, am o întrebare pentru ambii, să-mi spuneți scurt, cine au fost idolii voștri în adolescență, în tinerețe? Andrei? Cred că printre primii idoli semnificativi care m-au marcat și mă marchează și până acum cu Afura, a fost David Beckham, fotbalistul englez. Văzând cât de des își schimbă cu Afura, neatrăgând mare atenție la talentul și performanța lui de pe teren, eu tare eram motivat să arăt și eu ca David Beckham. Nu să joc fotbal, nu să câștig bani ca David Beckham, dar să arăt ca el. Bineînțeles că pornirile mele n-au durat foarte mult, nu au înaintat foarte mult. Mama repede m-a oprit din vopsit părul și dat părul cu gel, pentru că asta era aproape egalabil cu un păcat creștin. În copilărie și adolescență eram și eu un copil pasionat de sport, am și rămas pasionat de sport, de literatură, de artă și de muzică. N-aș putea spune că am avut idoli. Admiram destui fotbaliști din anii 80, în special români, pentru că nu prea vedeam noi multe
meciuri de fotbal din străinătate. În adolescență căzuse deja comunismul, ascultam muzică rock, aveam tricouri cu Iron Maiden, cu alte trupe rock, însă nu am fost ceea ce s-ar spune azi un follower. Nu încercam să arăt ca alții. Am încercat așa cum am putut să-mi găsesc drumul, luând de la fiecare ce mi se părea mai de preț. Acum mă gândesc să vă propun tuturor să privim un film de vreo 4 minute realizat de colega mea Eugenia Crețu într-un sat, Țarigrad, raionul Drochea din Republica Moldova. Am aflat și eu, idee n-aveam, că există acolo o casă, muzeu, deci Boris Glavan. Aflăm în Casa Muzeu Boris Glavan, undeva cu 4 ani în urmă renovată. Hai să luăm din copilărie. Aceasta este banca în care am învățat în școala locală. Aici sunt niște lucruri de lui, așa spune, o cămașă, niște fotografii mai vechi, iată niște patini. Era un erou el. Era un erou, da. Pentru dumneavoastră, când erați tânăr, era Boris Glavan un idol, un erou? Da, numai decât eram în 1970, avem 9 anișori, când am participat la deschiderea monumentului. La spatele monumentului au sădit fiecare personalitate câte un cupăcel. Toată conducerea raionului a participat. Pe perioada creșterii, perioada dezvoltării localității, era ca un simbol și atunci, de pildă, dădeau ceri la căsătorie. Se înscriau în primărie și frumos acolo vornicei, druștele care erau, mergeau la monumentul Boris Glavan și acolo mai era loc de copaci. Se dea numai decât un cupăcel acolo. Iată fizionomia mea. Eram în clasa 9-a. Profesori și elevii școlii din Glavan în 78, asta după 8 ani de zile. Casa muzeu este una nu tare mare, adică căsuța în care au locuit părinții lui. O căsuță din 3 camere. Aici este, hai să zicem, casa și e unde sunt niște lucruri legate cu părinții lui, lucruri mai vechi. Mai ales când erau vacanța de vară, vacanța de primăvară, aici era tot plin cu parchiera piață. N-ar trebui să uităm de lucrurile astea, că sunt niște lucruri care, mă rog, s-au întâmplat. Că au fost bune, că au fost rele, asta e realitatea. Și dacă este ceva ce arăta, trebuie de păstrat cu sfințenie. Înțelegeți, noi am fost născuți și crescuți pe vremea sovietică, în care, n-aș zice că propagandă, dar într-adevăr așa au fost. El în oricare măsură a apărat patria pe vremea cum era. Într-adevăr e erou și păcat că satul a fost denumit înapoi. Aș vrea să vă spun că asta e o istorie și nu știe nimeni. A fost așa, oare nu a fost? Că mult se aude și de dânsul că a fost și nu a fost erou. Am vrea ca și copiii noștri, măcar o leac, să aibă impresie și ce-a fost cândva. Înainte se vorbea la școală, la dirigenție, la educația civică, se discuta pe tema asta. La moment e ceva de domeniul trecutului. Mai mult se axează pe modernism. Acum avem deja Boris Glavan, din păcate, pentru Stalingrad a rămas ceva în umbră. Știți cine a fost Boris Glavan? Da. Cine? El a fost... Cum spun, este un erou pentru tinerii din ziua de astăzi? Spunem că da. Păi da, dacă nici nu știți cine a fost. Tu știi cine a fost Boris Glavan? Nu. Știu că a fost fondatorul, el a fost un mare om care a fost în diferite țări și numele lui a fost renumit. Nu tare, știu că am învățat, dar am uitat. Aha, dar tu știi? La fel, nu prea.
vreau să întreb pe tine, Andrei, reieșind din cele spuse de copiii, deci din acest filmuleț, este că tinerii de azi nu mai au nevoie de idolii vechi? Probabil, dacă nu rezonează cu ei, cu valorile lor, cred că, dacă am putea spune toate într-o oală. Dar sunt și cazuri în care vezi tineri de azi cu idolii de ieri, într-un mod foarte pronunțat. Eu am cunoscut recent adolescenți care ascultau muzică, un gen de muzică despre care am putea spune că nici pe mine nu m-a apucat. Eu n-am apucat tare din Iron Maiden, din Pink Floyd, dar văzând adolescenți, ascultând asta, eu mă umplu de respect. Așa că nu știu dacă am putea generaliza și am spune că dacă tinerii din Țarigrad nu știu de Boris Glavan, poate ei nu știu de cei care, de idolii din trecut. Dar bănuiesc, mai ales atunci când vorbim de idoli alimentați sau creați printr-o prismă de propagandă politică, foarte simțită. Mi-a plăcut că cineva din oamenii de acolo, din Țarigrad, spuneau că nu știu sigur dacă pot numi asta propagandă. Cred că putem liber, descătușat, numi asta propagandă. Așa că nu știu dacă e normal, în general, ca tinerii de azi să aibă plăcerea să urmărească pe cineva care a fost alimentat și creat într-un mod atât de laborator, doar ca să genereze în oameni dorința asta de patriotism, sau cum spun, pofta de patriotism, de aha, uite, ăsta e exemplul pe care trebuie să-l urmează. Deci, din ce spui, înțeleg că ar putea să existe niște idoli chiar din perioada sovietică care cumva să fie modele și pentru tinerii de azi, dar cumva ei să fie cumva mai îndepărtați de propaganda asta a epocii. Che Guevara, Iulian! Che Guevara e adevărat simplificat, scos din context, răstălmăcit, dar uite, pe iarăși t-shirt-uri imprimat ca un simbol al stângii. Bun exemplu. Robert Adam, reieșind din ce au spus vârstnicii din film, să înțelegem că pentru ei idolul din trecut e și azi un fel de reper. Este vorba despre o nostalgie față de o perioadă care poate nu a fost senzațională din punct de vedere politic al dezvoltării, știu eu, dar era perioada tinereților. Nimeni nu se desparte de tinerețe râzând. Asta ar trebui să știm. Pe de altă parte, haideți să vedem ce înseamnă idol. Dacă umblăm etimologic, idolul este un zeu fals. Și de altfel, o celebră lucrare din peste 100 de ani, în 1888, a apărut un an mai târziu, a filozofului german Friedrich Nietzsche, se intitula deja Amurgul idolilor, în care el demola cu ciocanul, cum zicea, făcea filozofie cu ciocanul și demola modelele culturale mai vechi sau mai noi din Germania, din Franța, din Marea Britanie. A devenit el însuși un idol, un model. Întotdeauna nu este absolut deloc neutru un idol. El presupune un sistem de valori și o raportare politică de cele mai multe ori. Însă idolii politici nu sunt și cei mai populari pentru că se văd cusăturile, se simte falsitatea. Îl întreb pe Andrei Bolocan, Gagarin ar putea să fie azi, sau poate chiar este, un idol pentru tinerii din zilele noastre? Cred că am putea îndrăzni să-l înlocuim pe Gagarin cu Elon Musk și poate în câțiva ani o să înțelegem că și domnul Jeff Bezos o să ajungă să exploreze, sau de fapt deja explorează cosmosul. Așa că nu știu dacă Gagarin încă mai are acea pondere, acea greutate, sau e popular într-un număr atât de mare. Dar dacă de n-ar fi fost Elon Musk, la care o să mai revenim? Probabil ar fi rămas niște icoane care au ajuns la anumite înălțimi, performanțe, dar îi calcă, cum s-ar spune, Gagarin e un gigant pe umerii căruia au urcat alții și văd mai departe și văd mai multe, probabil. Există părerea că printre idolii de azi ai tinerilor se numără influencerii. Și eu cunosc câțiva tineri care
Sunt admiratori ai felului tău, Andrei, ironic, caustic, de a prezenta realitatea. Cum ai ajuns tu în situația de a fi ascultat, urmărit de foarte mulți tineri? E rezultatul unei strategii sau e ceva involuntar? Tu ți-ai propus să devii influencer sau cum a ieșit treaba asta? Cred că dacă vorbim de cea mai recentă activitatea mea, vlogul meu, emisiunea Lumina, atunci când eu m-am apucat să fac asta și am spus că hai să fac serios măcar o jumătate de an, un an, eu am crezut că să ajungi să te vadă 10.000 de oameni, asta e deja un stadion de oameni. Și cred că asta pentru mine era un soi de scop la care eu mă gândeam, uite, eu o să ajung la 10.000 de oameni, din 10.000 de oameni vreo 500 cu siguranță o să vrea să mă susțină financiar, prin donații, un alta. Și așa o să continui mai departe. Nu m-am gândit vreodată să ajung la cifrele care sunt acum, nu că sunt impresionante, dar peste 100.000 de oameni să dea like sau să urmărească, sau uneori videourile să ajungă în zeci de țări, la aproape 1.000.000 de moldoveni stabiliți peste hotare, 1.000.000 de moldoveni din Moldova. Nu mă gândeam și nu mi-am pus asta drept scop. Cu siguranță nu este pur întâmplător, pentru că vrei nu vrei urmărești cu ce sau cum mănâncă lumea informația pe social media. Înțelegi că dacă filmezi într-un fel anume, dacă e un fel de calitate, dacă e un fel de video, lumea o să urmărească într-un fel. Subiectele, dacă sunt de actualitate, o să lovească mai dur și o să relaționeze cu mai multă lume. Știți anterior despre cum Instagram-ul poate omorâ creativitatea în unii fotografi. Un fotograf spunea că a postat o poză cu nu știu ce far fotografiat pe mal de ocean, și din toate pozele care le-a postat, farul ăsta lui personal i-a plăcut foarte mult. A spus că a dedicat mult timp pentru cadratura pozei, dar la capitolul like-uri și popularitate a fost cea mai nepopulară poza lui din ultima vreme. Pentru că pozele cu selfie-uri, cu față în centru, prind mult mai tare pe Instagram decât o poză cu un far pe mal de ocean. Și omul s-a gândit că, uite, asta probabil mă face pe mine să nu mai vreau să postez pe viitor poze cu faruri, chiar dacă eu cred ele, din punct de vedere artistic, sunt foarte puternice și încărcate. Și poate, într-un fel, conducându-mă de algoritmi, de reguli social media, a YouTube-ului, adesea ești băgat într-o pâlnie anumitor rigori, care în televiziune sunt unele, în radio sunt altele și pe online suntem educați sau crescuți așa încât să, dacă vrem să atingem un număr mai mare de oameni, dacă vrem să avem un impact mai mare cu ceea ce creăm, trebuie să ne conducem după aceste reguli și poate uneori ele mai strivesc din creativitate. În ipostaza asta de influencer, de model, ce urmărești? Vrei glorie, faci bani, ești un sfătuitor sincer, un îndrumător sincer al tinerilor? Glorie. Glorie e un cuvânt foarte bun. Nu mi-amintesc exact. Probabil Stănescu spunea într-un documentar la TVR despre glorie. Tot era întrebat dacă a visat vreodată sau se gândea că o să atingă aceste culme ale gloriei. Și el spunea de glorie ca despre un atribut al soldaților, al celor care au un pic mai mult curaj decât cei ca mine, care eu fac un video, da, petrec mult timp scriind un text, montând. Uneori mi se pare că am dedicat foarte multe ore și acest video o să-mi puște, o să prindă la public după asta. Nu se întâmplă asta. Alte ori filmez un video din prima pornire cu telefonul și el e de 10 ori mai popular decât unul la care am petrecut mult timp la montaj. Așa că probabil visul sau scopul meu este să ating cât mai multă lume prin sentimente plăcute, sustenabile, cum ar fi râsul, hihihahau, un call to action când vine vorba de implicare civică. Deci un soi de entertainment, așa. Da, m-aș bucura să cred că sunt un, cum s-ar spune la noi, un tamada. Pe internet. Vasile Botnaru vrea să intervină în discuție. Da, eu vreau să mă întorc la Robert Adam, care a spus despre cusături. Asta e observația foarte prețioasă, că tot vorbeai de Gagarin și noi mulți îl iubeam pe Gagarin și ne simțeam mândri când a zburat el în cosmos, dar mai târziu doar am aflat câți potențiali Gagarin erau. Că de fapt el până la urmă, sigur că a avut curaj, calități și așa mai departe, dar nu era unicum și mai ales multă lume spunea că el de fapt a fost pus acolo în capsula aia și trimis pe orbită în niște condiții inumane și de fapt de la partid se hotăra cine o să ajungă erou și după aia deja cu gloria asta, vorba aia, împachetat
purtat așa pe toate continentele. Și astea scusăturile care mai devreme sau mai târziu au ieșit la iveală, s-au văzut. Și dacă stau eu și mă gândesc, apropo, dacă Gagarin ar fi trăit, n-ar fi ajuns și el ca Tereșcova să zică hai să-l alegem pe Putin încă o dată că e băiat bun. Deci asta este problema și de aici vreau să-l întreb pe Andrei că el evită chestia asta, dacă, hai, nu gloria, dar notorietatea dumneata, nu cumva vrei până la urmă să o capitalizezi, pentru că nu o faci așa for free, dar și mai important ce vreau eu să te întreb, ca un influencer, la care nu se văd cusăturile, că Tradior o faci pe cont propriu, dacă simți că statul îți suflă în ceafă. Cred că suflatul în ceafă e o treabă a statului. Prin definiție, e normal statul să sufle în ceafă, de la taxe până la cenzură și tot felul de domenii pe care le reglementează. Probabil aici atingem un domeniu al responsabilității influencerilor sau vocilor de pe online față de publicul care îi urmărește. Cred că e normal noi să o simțim, sau creatorii de pe online să simtă asta, atâta timp cât vezi mii de oameni interacționând cu un anumit conținut pe care tu îl creezi, să te gândești, dar unde s-ar putea să împingă această informație pe ei? Nu cumva eu numai și-am stârnit 500 de oameni să urască o doamnă deputat, nu pentru actele de corupție, dar pentru culoarea părului care îl poartă, pentru că eu nu știu cum m-am exprimat sau nu știu ce glumă am făcut. Și adesea, nu adesea, dar e normal în asemenea cazuri să-ți revizuiești conținutul. Mi s-a întâmplat să lansez anumite mesaje care după asta, din păcate, greu de controlat pentru mine, dar după asta în comentarii vedeam cum oamenii o apucă hăisă pe totul alte domenii, în loc să se lege de, uite, că eu am semnalat un act de corupție și lumea se apucă și critică felul în care arată omul care a comis acest act sau felul în care se exprimă. Limba vorbită, mai ales, asta tare des se întâmplă, cum oamenii urmăresc un politician corupt și se întreabă, dar de ce el vorbește în rusă, dar nu în română? Asta pe tine te doare. Nu faptul că el e corupt și ar trebui să stea după gratii. Da, cred că, eu nu știu sigur cum aș putea răspunde, pentru că întrebarea mi se pare una complexă, dar e normal să se instituie oarecare responsabilitate. Întrebarea este din partea cui? Să vină statul la ușă și spună, salut, tu ai o piață publică în care tu vorbești zilnic sau săptămânal. Ai grijă ce spui. Sau, în general, rețelele de socializare să ne spună nouă, ai grijă ce spui, fie că e fake news, putem bloca această informație. Ești conspiraționist, s-ar putea să-ți ștergem contul. Inciți la ură și la atacul asupra Capitoliului, s-ar putea să te terminăm, din mai multe puncte de vedere. Așa că nu știu sigur de unde am putea porni răspunsul. Întrebarea e una complexă. Vreau să-l rog pe Robert să ne spună el, ce vor influencerii de azi și cum îi vede el? Eu sunt tributar formației mele inițiale de filolog și m-am uitat ce este acela un influencer. Influencer este, în cel mai strict sens, cineva care are puterea de a influența o decizie de cumpărare. Cineva care te face să cumperi ceva. Acel ceva pe care îl cumperi sau pe care îl dai, poate să fie chiar timpul tău. Nu cred că influencerii sunt liberi și că ei formează anumite curente, anumite feluri de a gândi. Ei se călăuzesc după cifre, sunt ținuți de algoritm, astfel că ei caută să livreze constant ceea ce are șansa de a plăcea cât mai multora. Este o logică complet diferită față de, să spunem, un creator, un pictor, un muzician. Deși, bineînțeles că și acolo există o parte comercială extrem de importantă, dar în principiu acolo motorul este de a crea ceva ce îți place ție, ce te exprimă pe tine și care poate să ajungă și la alții. Sunt destul de îngrijorat de acest fenomen al derivelor online,
oamenii devin violenți mult mai ușor în online decât în viața reală. Online-ul nu e viața reală, dar tinde din ce în ce mai mult viața reală să se petreacă în online. Dacă în ceea ce privește televiziunile, radiourile, există reglementări, există consilii ale audiovizualului care pot sancționa derive, online-ul, rețelele de socializare nu sunt deocamdată suficient normate, suficient reglementate. Există discuții la nivel mondial, chiar Uniunea Europeană lucrează cu giganții IT, așa numiții GAFAM, pentru a reglementa acest spațiu în ideea evitării derivelor, derive care pot avea consecințe funeste. Astfel încât, evident, orice noutate sunt și riscuri asociate, și riscuri mari. Da, Andrei, ești de acord cu ideea asta că cifrele, succesul, sunt partidul influencerilor de azi? Cred că da. Și eu m-aș băga cu drag în această oală și cu sinceritate. Adesea mă poticneam de ideea, stai puțin, eu fac asta de ce? Eu fac asta pentru că motivația mea ce sunt? Banii, gloria, bogăția, sau pentru că mie îmi place să spun asta, sau pentru că eu am un dor să scot acest adevăr din mine și pentru că am o autoevaluare foarte înaltă despre talentul și geniul interior al meu și de-aia vreau să dau la cât mai mulți oameni această bogăție din mine. Cred că e normal că ne uităm la cifre și adesea, cum am mai spus, mă trezeam cu video în care am investit mai mult timp fizic, efort, text scris, filmare, montaj, care nu împușcau atât de tare. Dacă tu 3 ani, 4 ani, 5 ani la rând o să faci săptămânal un produs și o să intri în gura lumii sau lumea o să înțeleagă că tu ești probabil o platformă de referință pentru mulți dintre ei, asta mult mai mult o să conteze decât succesul ăsta de peste noapte, pe care mulți îl obțin foarte ușor prin multe alte rețele care sunt acum. Aș vrea să spun totuși că există câteva chestiuni deja studiate și este clar, de exemplu, că o postare, un video bazat pe emoție negativă se viralizează de 6 ori mai mult sau de 6 ori mai repede decât ceva care se bazează pe o emoție pozitivă. Nu e nimic nou, este o regulă veche a jurnalismului. Știre este când un om mușcă un câine, nu când un câine mușcă un om, dar evident în online, unde barierele sunt mai greu de trasat, nu se oprește la granițe naționale, viralizarea emoțiilor negative, critica extrem de dură, poate avea consecințe în viața reală pe care e greu să le intuiești din spatele unui calculator. Trebuie să-i dau dreptate lui Robert Adam. Într-adevăr, această agresivitate și răutate cumva este imediat tirajată și provoacă o sumedie din reacții, cuvinte urâte, înjurături, le-am văzut și eu pe Facebook și pe alte rețele. Vasile Botnaru, tu vrei să spui ceva? Da, uite, mă întorc la ceea ce spune Andrei Bolocan despre responsabilitatea influencerilor. În cazul lui Andrei, eu zic așa că avem noroc, omul e conștient și aplică regula asta. Și dacă nu, dacă avem un creator care e preocupat numai de monetizare și de notorietate, oare auditoriu poate deveni un barometru care să scadă din popularitatea lui? Deci, statisticile te ajută sau te încurcă? Sau te duc pe o pistă greșită? Există riscul să-ți iei nasul la purtare și să nu mai cânți cu propria voce? Modelul meu de existență pe online este patronajul celor care mă urmăresc. Și atâta timp cât eu am o cifră mare, să spunem, da, relativ în comparație cu patronii, de public larg
și după aia am pe cei care mă susțin financiar, eu pot să înțeleg, să am mai multe bounce back-uri din astea. Da? Iată, arunc o idee și văd, aha, patronilor le place această idee, pot să merg înainte cu ea. În publicul larg, probabil n-am pușcat la fel de bine. 2-3 patroni din 600, dacă îmi spun că le place ceva, ar trebui eu oare să merg înainte cu o idee? Sau dacă, ar trebui să aștept? Și dacă patronii ți-ar cere să intri în dormitor, să spui, iată, că cu copchila vedetei cu tare, s-o maritat cu unul de culoare, știi că acum o agenție a dat poză din dormitor, da, cu fiica lui cu tare, și... Cred că mi-aș reaminti sloganul meu, tăt pentru bani, dar nu cred, n-am încă această spaimă față de patroni, am mare încredere în ei, nu cred să-mi ceară asta. Eu le-am promis lor poze nude cu mine, dar ei au refuzat asta categoric, n-au nevoie de așa ceva în viața lor. Așa că, da, eu cred că statisticile, în general, dacă le cumulăm, să zicem, grupul meu de patroni, statisticile de pe YouTube și Facebook, statisticile de pe Instagram, toate mai mult sau mai puțin, ele ajută, adică beneficiile sunt mai mari decât riscurile de a le folosi. Important este să nu te adâncești prea tare, probabil, în lectura unor comentarii, să zicem că ele sunt de ură, comentarii care nu te înțeleg. Foarte des, atunci când eu joc sau sunt un personaj și nu sunt Andrei Bolocan într-un video, și acest personaj, să zicem că eu încerc să parodiez un personaj care... E tare pasionat de un partid anume în Republica Moldova, să spunem, da? De influență pro-rusă. Și acel personaj se întâmplă să nu fie înțeles drept unul sarcastic pe Facebook, dar lumea atacă în comentarii acel personaj crezând că e un om care chiar așa își crede. Cu toate că mie mi se pare că eu am hiperbolizat și am ajuns la o extremă destul de semnificativă încât lumea să înțeleagă, a, ok, asta e glumă, nu poate un om pe bune să spună așa ceva. Dar revenind la ce s-a mai spus anterior, pe online lumea tare ușor tresare, lumea uită de nuanțări, de contexte, lumea vede alb sau negru. Și când servești ceva ce îți provoacă ură, foarte ușor ajungi să distribui asta, foarte ușor ajungi să te înșerbânți fără motiv. Și ni s-a întâmplat chiar recent într-un caz în care lumea a comentat despre gestul unei mame care și-a lăsat copilul pe scări. Lumea a sărit în capul acelei mame văzând doar un titlu de știri, citind 30 de secunde de text de știri, de comunicat de presă de la IGP sau mai știu de la ce organ a venit și deja a cunoscut totul despre acea femeie, totul despre viața ei, despre motivațiile, de ce a abandonat copilul acolo pe scări. Și mie mi se pare că noi, ca în cazul țigărilor, probabil, ar fi trebuit să avem un soi de sticker care ne-ar anunța, stai un pic, nu sări în lumea concluziilor atât de repede pe online. Fă un pas în spate, gândește, dar tu sigur cunoști atât de multe despre vaccinare, dramele unei mame care și-a abandonat copilul și multe altele. Poate ar trebui un pic să ne stăpânim din concluzii. Eu recunosc că adesea această pornire, mai ales în activitatea mea, e o autocenzură care mă face pe mine perfecționist și neproductiv în viziunea multora. Andrei, eu apropo, dar nu cumva cazanul ăsta cu smoală fierbinte, așa cum îl văd eu, de multe ori internetul ăsta, nu cumva e determinat pe oameni tocmai să se retragă în clubhouse-ul ăsta unde se selectează, da, crema știutorilor sau celor care vor pe bune să discute, să nu existe această înfierbântare. Sigur, lumea caută soluții. Eu personal vorbesc despre asta cu patronii mei, vorbesc despre cum ar trebui să trecem poate de pe grupul de Facebook pe unul de Telegram în care sustragerea atenției să nu fie atât de vădită și atât de puternică. E foarte greu. Eu ajung să lucrez pe Facebook, din Facebook, salvez în tot felul de colecții știri pe care după aia ajung să le discut la Lumina sau la Internetul Grăiește. Și e greu să te concentrezi pentru că ai nevoie de semnale de alarmă și de tot soiul de... Stai, trezăște. De ce tu te-ai apucat să te uiți la ziua de naștere a acestei colegi de clasă cu care tu n-ai mai vorbit 400 de ani? Întoarce-te înapoi la subiectul pe care tu lucrai. Așa că e normal oamenii să caute soluții. Unii ajung să plece pe Instagram de pe Facebook pentru că pe Instagram e mult mai puțină ură și ceartă. Lumea, dacă te place, o să te urmărească, o să-ți transmită inimioare și like-uri. Dislike-uri nu există acolo, spre deosebire de YouTube. Ură mult mai puțin o să existe. Până la urmă, toate rețelele mai au și butonul block, în care tu poți să te înconjori doar cu oamenii care sunt de acord cu tine, ceea ce la fel este un pic periculos. Eu prefer să-i urmăresc pe cei cu care nu sunt de acord. Prefer să înțeleg
prăpastia dintre noi, dintre mine și, și cei cu care nu sunt de acord. Deci să înțeleg că tu nu vezi lumea în alb-negru și cumva îi admonestezi pe cei care sunt agresivi, sau nu? Ba da, ajung și eu uneori să cad în această plasă. Chiar și cu ceea ce creez eu uneori, da? Să spunem că scot un video despre un politician cu un anti-rating foarte mare. Și acel video în imaginația sau în percepția unor oameni, că nu pot să generalizez, nu înțeleg care e proporția, dar în imaginația unor oameni e doar un imbold la ură. Sau unii vor gândi că, uite, gata, Moldova e un stat ieșuat, nu mai ai ce face. Pentru că am văzut numai și un video de 4 minute 30 despre un politician corupt. Pe când, probabil, imboldul, pornirea mea sau visul meu este unul de call to action, de implicare civică, de mai multe trezări, de ochi mai larg deschiși, de o dorință de a informa pe cei care poate știu mai puțin și de a arunca cu mai puține pietre în cei care sunt săraci, flămânzi și nu au când să citească despre separarea puterilor în stat, atâta timp cât vin politicienii cu saci plini cu cadouri la poarta casei lor. Nu mă apuc să fiu eu admonestitorul sau cum ar fi celor care sar cu sacii de ură. Pentru că și eu, vrei, nu vrei, contribui la asta, într-un fel, făcând parte din această pasă. E ca și cu traficul, da? Ca și cu ambuteiajele. Tu nu ești în ambuteiaj, tu ești ambuteiaj. Așa că eu mă simt parte din asta. Poate fiecare ar trebui să dăm câte o mână de ajutor unul altuia, să facem această lume a online-ului un pic mai calitativă. Robert Adam, întrebarea lui Vasile adresată ție. Dacă dumitale ți-ar propune să scrie aceste reglementări, te-ai apuca oare? Pentru că, iată, la un moment dat, generația mea ar zice cuvintele obscene, în primul rând, să le excludem. Dar cum le excluzi dacă ele, de fapt, aduc popularitate? Dar, în același timp, de la cuvintele obscene, este jumătate de pas până la drog, este încă jumătate de pas până la îndemnul sinucigaș și te pomenești ca în Japonia că trebuie să faci ministerul care se ocupe de sinucigaș. Sunt suficient de rațional încât să îmi dau seama că nu pot face eu acest lucru, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie făcut. Metoda consultării cu industria care este folosită de autorități nu funcționează satisfăcător. Experimentul Uniunii Europene care a împins, a condiționat, a cerut marilor platforme autoreglementări în sensul implementării unor principii de responsabilitate nu funcționează suficient de bine. Se lucrează pe instrumente mai constrângătoare. Dar aceste instrumente trebuie elaborate printr-o consultare publică foarte largă, de preferință a celor care sunt avizați, nu a oricui, astfel încât nu, eu și nimeni singur nu ar putea să echilibreze tot ceea ce trebuie echilibrat. Libertatea de exprimare, necesitatea de a proteja publicul vulnerabil. Sunt factori extrem de complexi care trebuie bine cântăriți, sunt cifre care trebuie luate în considerare, sunt principii etice, sunt o mulțime de lucruri. Deci absolut trebuie făcut acest demers. Nu aș putea spune că îmi dau seama când se va ajunge la o reglementare satisfăcătoare. Pe de altă parte, mai trebuie spus ceva, ce nu se vede neapărat cu ochiul liber. Oamenii au senzația că ei se află pe internet, care e liber pentru toți. Da, într-adevăr, te poți exprima pe internet, dar acesta este un spațiu, de aceea se și cheamă spațiu virtual, ca oricare altul, pe care nu l-ai creat tu. Nu l-am creat nici eu, nici alții. Internetul există, au fost oameni care, cu geniu tehnic, care au creat acest spațiu de interacționare, dar evident că ei nu se puteau gândi și la toate evoluțiile ulterioare, atât cele bune cât și la derive. Pur și simplu este o lume nouă cu care trebuie să ne obișnuim. Schimbarea în cursul vieții noastre este cea mai accentuată pe care a trăit-o vreodată omenirea. Niciodată
viața unei persoane nu s-a schimbat atât de mult pe cât s-au schimbat viețile noastre din anii 80 până acum. Și acesta este un fapt pe care nu îl putem ignora. Deci nu există o stare de natură. Nu ne aflăm natural pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram. Suntem condiționați cultural și tehnologic să ne aflăm acolo. Viața s-a mutat pe aceste platforme, trebuie ca și rigorile vieții reale să se reflecte în online. Eu în sensul ăsta m-aș apuca să contribui la reglementări și uite de ce, poate pentru că lucrez la un radio public pe care îl finanțează contribuabilul american. Atenție, nu sunt niște bani privați, nu sunt comerciali. Și în sensul ăsta îndrăznesc să dau următorul exemplu. Oricât de mare și tare este Zuckerberg, care spune eu am creat afacerea asta, eu am făcut-o în garaj la mine, am dezvoltat-o cu niște prieteni și acum când a ajuns multimiliardar, cineva îi spune, dar nu cumva ai monopolizat tu piața? Și mie mi se pare este absolut logic, în sensul ăsta, tocmai urmărind interesul comercial, să-i spui, ai interes comercial, ia mai anexează tu și responsabilitatea socială. Și în sensul ăsta, iarăși acolo unde nu e un Andrei Bolocan care se simte responsabil pentru un mesaj, prin reglementări să-l obligi, ia vorbește, Matale, și despre nevoile speciale ale unor oameni care nu apar în vizorul discursului de pe internet. Ia vorbește, Matale, și despre artiștii care au rămas fără de lucru. Ia la trei spectacole de astea cu profit garantat, mai dă și un spectacol a unei orchestre de cameră de începători care sunt studenți la conservator și niciodată nu o să aibă bani să plătească emisia pe internet. Atunci când ai ajuns mare și tare și toată lumea vrea să te acceseze, statul australian sau moldovean sau american, pe piața lui, pe segmentul lui, poate să spună ia, Matale, ieși niște angajamente sociale pe care altcineva nu le poate acoperi, dar sunt la fel de necesare și atunci o să educăm acea responsabilitate despre care spune Andrei și norocul cu unii o au responsabilitatea, dar altora trebuie să le-o impui, cum el și-o construit. Nu, celor care sunt prea mari, da, trebuie într-adevăr să le pui limite. Și aceasta este, de fapt, legislația antitrust este o piatră de temelie a Americii moderne. Nu poți lăsa pe cineva să distorsioneze piața, să controleze o porțiune prea mare din piață, pentru că atunci va ajunge la practici de monopol. Nu va mai servi interesul public, ci doar interesul pecuniar, astfel încât, da, aici cred că este locul unei intervenții publice. Cred că cel mai bine ea se poate face la nivel multilateral, prin cooperare internațională între actorii care au interesul și forța de reglementare pentru a face în așa fel încât online-ul să fie și liber și responsabil. Între cei doi poli trebuie găsit un echilibru. Noi trebuie să încheiem emisiunea noastră. Eu mai am o sumedenie de întrebări și n-am mai reușit să vi le pun. Îl rog pe Vasile Botnaru să ne spună ceva la sfârșit. Orice reglementare scrisă de Botnaru, Robert Adam sau altcineva nu va fi funcțională dacă nu va avea contribuția personală a celui care se uită la influencer, la blogger, vlogger și așa mai departe. Și eu tare mă bucur că, iată, penultima dezbatere am avut-o la această temă, cu acești interlocutori, cu acest moderator excepțional, Iulian Ciocan, care este și un scriitor foarte atent și toate și multe din ideile lui le putem vedea în romanele dânsului. Dar eu țin încă o dată să atrag atenția că dezbaterile astea sunt făcute tocmai pentru comunicare, pentru a ne pune pe gânduri pe toți, pentru a prețui ceea ce avem noi cel mai valoros, libertatea. Și de asta, emisiunea asta, dezbaterea se face la
Europa Liberă. Da, îi mulțumesc lui Vasile Botnaru, îi mulțumesc lui Andrei Bolocan, care e în Canada, îi mulțumesc lui Robert Adam, care în sudul continentului african, pentru această discuție sper interesantă. În final aș vrea să spun că nu este rău să avem modele, dar e bine să avem mereu și spirit critic. Cu asta închei discuția noastră și vă îndemn să urmăriți emisiunile Europei Libere. Și de la capăt.